Bună seara, doamnelor și domnilor, la Capital Special. În această seară avem ocazia să continuăm dezbaterea retrospectivei alegerilor locale pe care am început-o săptămâna trecută. Această retrospectivă a avut un ecou deosebit de puternic, multă lume ne-a pomenit în discuțiile lor. Bună seara, domnule Tașcă! Bună seara! Am alături de mine pe jurnalistul și analistul politic Nicu Tașcă, prietenul meu și colaboratorul meu de asemenea. Nicule, se pare că aceste alegeri ne-au dovedit că, până la urmă, nu știm să negociem. Chiar vorbeam înainte de începerea emisiunii despre faptul că e o nebuloasă tot ce se întâmplă pe scena politică și locală și centrală. Între timp am pierdut și două meciuri de fotbal cu niște echipe, se pare că mai bune decât echipa noastră, dar care în trecutul nu prea îndepărtat nu reprezentau mai nimic pe scena fotbalistică internațională. Iată că și alegerile astea au avut un dezvoltământ prin care nimeni nu prea a înțeles ce s-a întâmplat. Da, acum, dacă ai introdus și fotbalul în discuția noastră, știi că există un dicton care spune că tot românul se pricepe la politică și la fotbal. Da, din 5 români, 3 sunt fotbaliști, 2 sunt politicieni, 3 electroniști. Acum, vis-a-vis de meciurile de fotbal, m-am uitat și eu chiar cu mare interes la ultimul meci, mai în special la cel cu Norvegia, și sigur că am fost extrem de dezamăgit. Și îi spuneam unui prieten de-al meu care cochetează cu meseria de antrenor că nu e jenant că am pierdut în halul în care am pierdut, ci jenant mi se pare faptul că n-am jucat nimic. Adică nu ne-am văzut pe niciun. De casă, din meciul precedent cu Islanda, de asemenea, am avut un singur șut pe poartă și ăla din penalti. Adică... Da, și românul care e glumeț așa, a și scos un banc, zice: domnul arbitru, dați-ne și nouă minge. Păi asta ce are, domnule? Asta au luat-o în norvegienii. Da. Păi în Holland și-a și luat mingea acasă după ce a dat cele 3 goluri. Amintire, probabil, și va ține și tricoul. Și mingea probabil că le pune într-o vitrină undeva la el acasă. Da, revenind la politică, politica din zona noastră e ciudățică și a fost întotdeauna. Și așa cum spuneam și data trecută, și mă bucur că emisiunea noastră a avut ecouri foarte bune, pentru că chiar am spus lucruri, sper eu, pertinente și cu siguranță vom spune și astăzi, pentru că nu știm să facem politică. Și uite, aș începe cu o mostră legată de ceea ce am vorbit în emisiunea trecută și de faptul că oamenii ăștia nu știu să comunice. Am văzut zilele acestea mai multe comunicate de presă, publicate mai nou și pe Facebook, pentru că asta a intrat într-o modă din aceasta. Vreau să spun că aceste comunicate sunt scrise foarte prost. N-au titlu, n-au vână, n-au nimic, cu liniuțe, cu... Poate crede-mă că n-au nici cine să le scrie. Eu sunt de acord cu tine, dar niște oameni le semnează, niște oameni le postează, niște oameni cu grade mari politice, dacă pot să zic așa. Și totuși să spui numele lângă o producție din aceasta jenantă, te rog să mă crezi că mi-a dat cu fior pe șirea spinării, așa citind și văzând ce pot produce acești oameni. Acești oameni care... sunt în politică, cărora le place politica, care cred că știu să facă politică, câștigă și alegeri unii dintre ei, și totuși când vine vorba de scris un text, o dau în gard în acest fel. Și atunci, aici rămâne mirarea mea în continuare, totuși cum putem să avansăm? Dacă nu reușim, nu suntem în stare să scriem un comunicat de presă. Adică vorbeam cu niște amici la începutul campaniei electorale, spuneam, cum o să nu știi să scrii? Le povesteam despre această chestiune, că sunt unii și nu puțini care nu știu să scrie un comunicat de presă. Și oamenii nu înțelegeau. Cum adică să nu știu să scriu? Dom'le, nu știu să scrie, nu înțeleg. Și se uitau așa la mine, mirați, și după aia m-am dat seama, bă, dar stai un pic, că oamenii ăștia nu pot concepe treaba asta, așa cum nici eu nu pot concepe că la un anumit nivel nu se poate să se scrie un comunicat de presă
după reguli, după carte, cum se spune. Și uite că trăim aceste vremuri chiar și după ce s-au câștigat alegeri. Vis-a-vis de campania acum, nu știu, vrei să o luăm de unde am rămas data trecută? Sau? Unde am rămas data trecută, pentru că e foarte interesant să mai întâmplă și câteva lucruri de timp pe care le putem comenta. Da, rămăsesem un Petroșan data trecută și un Petroșan, da. Telespectatorii noștri cu siguranță își aduc aminte. E, între timp ai văzut, a fost celebru anunț conform căruia Tiberiu Iacovliț era cât pe ce să devină deputat. Numai că, așa cum... Să devină candidat la deputat. Candidat. Acum ei, când au făcut anunțul acela, au spus că un loc eligibil. Acum, eu am speculat puțin și am și scris faptul că locurile întâi erau cumva ocupate, atât la Camere cât și la Senat, pentru că înainte de anunțul doamnei Stănescu, doi corifei liberali, ca să vorbim de liberali acum, își anunțaseră deja victoria, și anume domnul Potecă, fostul prefect, era și cred că a rămas în continuare, pentru că probabil că negocierile au avut loc mai sus, primul loc la Senat, și domnul Heiuș, învinsul Heiuș, nu știu cum să-i zic, pierzătorul Heiuș, demisionarul Heiuș, se anunțase, da, demisionarul. Nu mai a pierdut nimic, a pierdut președinte. O să vorbim când ajungem la Consiliul Județean, dar bun, președintele și asumă și bunele și relele întotdeauna. Tocmai din cauza asta și-a dat demisia. A și fost așa, da. Deci demisionarul Heiuș era locul întâi la cameră și eu, curios din fire, așa cum mă știți și probabil și telespectatorii mă știu, i-am scris doamnei Stănescu și o întreb, totuși cum vine treaba asta, că totuși oamenii ăștia s-au anunțat, adică n-a vorbit gura fără ei. Și într-un ziar important în județul Hunedoara au făcut acest lucru. Și evident că doamna Stănescu mi-a spus că nu comentează ce spun unii și alții, dar nu e, această împărțeală nu îi aparține și că nu e punctul ei de vedere. Mă rog. Bun, vis-a-vis, întorcându-ne la propunerea lui Tiberiu Iacovliți, care a făcut spații largi în presa, în special în presa de casă a lui Tiberiu Iacovliți, eu cred că a fost o manevră de imagine și explic și cum s-a petrecut. Evident că toți au fost la aceeași masă când doamna Stănescu a făcut acest anunț și Tiberiu Iacovliți, cunoscându-l, putea să dea răspunsul pe loc, pentru că de mulți teori s-a discutat despre trecerea lui la nivelul Parlamentului. Nu e o discuție nouă, e o discuție veche, chiar și când a fost prin alte partide, discuția a fost purtată exact pe termen destul de scurt, așa cum de altfel s-a întâmplat și acum. E, n-au făcut acest lucru, au lăsat ca subiectul să se rostogolească și au obținut două lucruri. Pe de o parte, l-au repus pe tapet pe Tiberiu Iacovliți, deși nu știu de ce ar fi avut nevoie, dar tocmai că era pe tapet deja. Era pe tapet, câștigase și așa mai departe, însă au obținut și un alt lucru, care au obținut o conferință de presă în dimineața zilei de duminică, în care doamna Vetuța Stănescu a avut ocazia nepremeditată, și vezi ghilimelele, în care să anunțe cu surse și strâmbițe ce realizări extraordinare are guvernul Orban în Valea Jiului. Și cum a ajutat și cum a făcut. Eu nu știu cât de mult i-a ajutat pe conferința de presă duminică. Bun, eu cred că asta s-a urmărit până la urmă, pentru că era clar și cunoscându-l... Cred că era ziua liberă a doamnei Vetuța Stănescu. Păi da, că în rest înțeleg că e destul de ocupată, fiind secretar de stat. Domnule, pentru Valea Jiului, hai că vin duminică dimineața. Da, să spunem și acolo ce lucruri bune am făcut. Bun. Nu e un lucru rău, nu, eu nu spun în sensul peiorativ că a fost o manevră de imagine, se practică în politică și e normal să fie așa, oamenii și-au atins scopul. Eu dacă cineva m-ar fi întrebat înainte, aș fi spus că nu există nici un fel de șansă, sau mă rog, șanse foarte mici ca Tiberiu Iacovliți să lase primăria și să plece, dintr-un simplu fapt că, cunoscându-l destul de bine, dânsului îi place foarte mult aici, pentru că, într-adevăr, și un primar are toate pârghile pe mână, și vorbeam și înainte de emisiune, ceea ce un deputat nu cred că are prea multe pârghii și e și greu să te impui, după părerea mea, să devii un vector de imagine de la început.
că sunt acolo în Parlament unii care sunt de 20 Colifei, de ani, de 30 de ani, exact. Colifei și atunci, Parlamentului care... Și atunci e foarte greu să te duci la primul mandat și să devii un port drapel al partidului în Parlament. Și atunci era destul de logic că lucrurile se vor întâmpla așa. Bun, subiectul s-a rostogolit, s-au făcut discuții, scenarii și aș mai pune încă un cui în ceea ce a cântărit în decizia lui Tiberia Coriții. Exact cum am spus în emisiunea trecută, bun, dacă Tiberia Coriții pleacă, cine ar fi câștigat primăria Petroșani din partea PNL? Nimeni. Răspunsul e simplu. Nimeni. Pentru că nu există la momentul acesta un om care să fie... Nu ca Tiberiu Acobriții, că cu siguranță n-ar fi... Un vector de imagine, un om care să fie undeva, nu știu, la jumătatea lui Tiberiu Acobriții. Nu există. Acum, de ce nu există, nu cred că are rost să mai spunem, am spus și în emisiunea trecută. Din păcate, acesta este un mod de a face politică pe care eu nu-l înțeleg, care este păgubos, pentru că, Doamne ferește, se poate întâmpla orice cu un om. Și nu, după ce rămâi fără vector. Ei, uite cum se zbate PSD-ul local de ani de zile fără vectorul ăsta. Nu mă stăni iară cu PSD-ul. Vectorul ăsta lipsește la PSD-ul local de 10 ani. De 20 de ani. Am vorbit și în emisiunea trecută. Deci de 20 de ani PSD Petroșani n-a câștigat nimic. Din păcate, nici în 2020... n-a spart această tradiție. Deși m-au murit pensii, am murit salarii, am murit tot felul, aici nu s-a... Nu ține, pun pensii, știi că a fost o vreme când se spunea că puteai să pui din partea PSD și un bebeluș. Și o mătură. Și orice să candideze, și o veveriță și ar fi câștigat. E, lucrurile sunt și nu sunt chiar așa. Pentru că eu știu și știu de multă vreme că există oameni în Petroșani, și nu puțini, care votează cu PSD-ul la Consiliul Local și la Consiliul Județean, poate, sau sigur, dar votează cu Tiberiu Acoriții primar. Pentru că Tiberiu Acoriții, la lungul vremii, a reușit să-și creeze o imagine de tip modest, de om la locul lui, de familist, a mai ajutat pe aici, pe acolo, pe câte unii, mă rog, au făcut diverse. Dar nimeni nu poate n-ar fi putut să fure acest vot de la Tiberiu Acoriții în absența unui lider. Pentru că politica, vrem, nu vrem, se face cu lideri, se face cu instrumente de comunicare, se face cu manevre de imagine, așa se face în toată lumea, nu am inventat noi apa caldă. Dar PSD-ul Petroșani, ce să zic, rămâne o enigmă. Eu cred că cineva ar trebui să scrie o carte la un moment dat despre modul în care s-a făcut politică în PSD-ul Petroșani. Și cred că ar fi un bestseller. S-au și complăcut într-o situație călduță, pentru că a avut, așa cum ai remarcat, n-a avut lider, dar a avut viceprimar, care, mă rog, și-au băgat oamenii în diverse posturi. A fost bine mersi, a fost o frăție a trandafirului perpetuată ani și ani de zile și probabil că n-a avut interes să vină să la bătaie până la apariția lui Costel Avram, care Costel Avram, mă rog, a venit la apa serv, a dat cu țevile de pământ, a săpat, a făcut ziure și în toată Valea Jiului, a spart asfaltul, l-a astupat de numai gropi, dai în toate gropile posibile și uite că parcă un pic s-a mai dezmorțit situația. S-a dezmorțit, dar nu suficient, adică nu mi se pare că carul nori. Adică și întorcându-mă la situația călduță de care spuneai, bun, da, ea a fost călduță, dar știi cum e, nu e bine întotdeauna să faci duș cu apă călduță, câteodată vrei să mai faci și cu apă fierbinte, nu? Și atunci... Depinde ce-ți dorești până la urmă, depinde ce-și dorești cu oamenii ăștia, că acum noi... Da. Nu, acolo s-a creat o castă de conducere, așa cum vorbeam și înainte de emisiune, cum s-a mai creat și prin alte partide mai nou, chiar din partide din acestea cu vocație de nou și vocație europeană și așa mai departe, mentalitatea e aceeași. Aș spune că nici nu trebuie să plecăm de niciunde, că toți sunt la fel. Putem să-i, dacă facem un standard, știi cum exista într-un film românesc celebru, o machetă prin care treceau diverse domnișoare încercând să ajungă să câștige concursul de mise, cam așa, dacă facem și noi o machetă în aceea și băgăm pe toți politicienii pe care îi știm și liderii de partide locale în acea machetă, ei se potrivesc perfect. Ei gândesc la fel, zici că sunt crescuți la aceeași țâță, cum se zice. Bun, cum, ca să depășim momentul, cum să
Cum comentezi ce s-a întâmplat la ultima ședință de Consiliu Local, în care n-am înțeles acum, până la urmă era vorba de un aparat PCR care s-a aprobat achiziționarea acestuia, nu? Iar consilierii PSD onor n-au lipsit cu desăvârșire. Eu cred că s-a dorit să se transmită un mesaj, indiferent, nu cred că a interesat că era vorba de PCR sau era vorba de orice altceva, nu i-ar fi interesat absolut deloc. Au vrut să transmită un mesaj și mesajul, după părerea mea, fără să fiu lider PSD la Petroșani, a fost de genul: pregătește-te, Tiberiu Acovriții, că urmează momente dificile. Cred că asta a fost mesajul. Acest argument a fost folosit și de cei care au mizat pe faptul că Tiberiu Acovriții va accepta propunerea și va accepta să candideze pentru un post în Parlament. Însă, cum spuneam și mai devreme, ar fi avut foarte mult de pierdut, atât el cât și partidul, și evident că șansele erau foarte mici. Însă, într-adevăr, urmează, după părerea mea și după ce se vorbește, din păcate n-am văzut nicio declarație oficială a niciunui lider PSD, am înțeles că urmează momente dificile. Sigur, vom ști mai multe în momentul în care se va face investitura și... Bine, aici există și o buturgă mică care se numește Pro-România Petroșani, care au doi consilieri, nu? Dar cei doi consilieri sunt exact cât trebuie ca să... Da, numai că eu mai știu niște... Ori de o parte, ori de cealaltă. Eu mai știu niște lucruri ceva mai bine decât domnul Anghel de la Vulcan, nu știu dacă ți-amintești de domnul Anghel de la Vulcan, și anume că Ludovic Orban a declarat sus și tare pe toate ecranele că este exclus ca PNL-ul să facă alianțe cu PSD și cu Pro-România. Acum... De aici încolo, concluziile le tragi tu și le trag telespectatorii. Bun, concluziile nu pot fi decât una singură, înseamnă că nu o să aibă primarul în funcție, nu o să aibă majoritatea. Așa pare scenariul la acest moment. Cum spuneam, n-am văzut, din păcate oamenii n-au anunțat nici unii, nici alții cum văd aceste lucruri, dar se va juca, meciul se va juca până în ultimul moment. Eu cred că se poartă negocieri febrile și se încearcă toate metodele, însă nu... Semnalele nu arată că ar fi șanse de reușite, însă, așa cum am spus și în emisiunea trecută, eu cred că Tiberiu Acovriții are resurse de toate felurile, ascunse, de toate felurile, ca să creeze și o majoritate chiar, sau dacă nu, să gestioneze lucrurile după aceea. Rămân la această părere, deși nu sunt unul dintre apropiații lui Tiberiu Acovriții, nici măcar unul dintre fanii lui, așa că cred că are niște ași în mânecă, ca să vorbim în termeni de jucători de poker, și îi va scoate la momentul potrivit. Dacă ar fi acceptat propunerea, eu zic că ar fi aruncat partidul în Petroșani, în singurul loc din Valea Jiului unde stau bine, o pată galbenă, l-ar fi aruncat de la guvernarea guvernarea locală, și probabil că ar fi fost calea deschisă pentru un câștigător de la PSD. Bun. La Petila, ultima localitate a Văjiului, lucrurile păreau că vor fi foarte, foarte învolburate, dar liniștea s-a așternut rapid după numărarea a voturilor din seara alegerilor, în sensul că Vasile Jurca și-a fructificat prima șansă, deși nu părea că se va întâmpla, uite că s-a întâmplat, și-a fructificat prima șansă și a devenit primar. A redevenit primar, da. Aș spune că scorul lui mi se pare știrea bună a acestor alegeri, pentru că la Urican și la Lupeni, așa cum am vorbit săptămâna trecută, era clar că lucrurile vor fi foarte bine în ceea ce privește procentele, însă 65% în dreptul numelui lui Vasile Jurca a fost o surpriză plăcută pentru mine, și cred că acum putem spune că s-a impus ca politician și ca primar. Eu am fost unul dintre marii critici al lui Vasile Jurca și cred că e de notorietate acest lucru. Însă, sigur, când urnele vorbesc, nu sunt prea multe de spus. De la Petrila sunt câteva concluzii
care nu l-au în prim plan pe Vasile Jurca, deși am înțeles că are o majoritate ultra confortabilă, are și un viceprimar pus dinainte de aceste alegeri locale. Îl stimez pe Marius Sergiu, îl cunosc, e un tip de isprav, cred că va face lucruri bune acolo. Majoritatea, de asemenea, nu necesită mari comentarii. Ce putem comenta este surpriza neplăcută, aș spune, în ceea ce privește scorul obținut de Dorin Curtean. Dorin Curtean, așa cum spuneam și data trecută, a avut o campanie bună, l-am văzut activ, era Facebook-ul plin de poze de ale lui, de bannere din acelea cu votez Dorin Curtean și așa mai departe, și totuși n-a reușit să obțină un scor la care eu m-aș fi așteptat. Pentru că, așa cum spuneam și data trecută, el a importat un model de campanie patentat la Lupeni, de a merge pe stradă cu echipe mari de oameni. M-am întâlnit chiar personal cu Dorin Curtean și cu echipa lui, cred că erau vreo 50 de oameni. Eu nu sunt un adept al acestui gen de campanie, dar probabil că are oarecare priză, să zicem, între politicieni. Însă rezultatul pe mine personal m-a dezamăgit. Mă așteptam la mai mult, mă așteptam să fie cel puțin cu doi în față. În păcate n-a fost. Și aș mai spune un lucru notabil de la Petrila. Putem spune la acest moment că Ilie Păducel și-a încheiat cariera politică. Vei fi surprins, crede-mă, vei fi surprins. Să nu spui că și în 2024. Așa dorește și acum. Fostul primar Ilie Păducel a declarat că se simte în deplinătatea forțelor fizice și mentale și o să facă de așa natură încât în 2024 să candideze din nou, indiferent ce s-ar întâmpla. Acum să-i dea Dumnezeu sănătate să și candideze până la urmă, că de ce nu? Eu l-am văzut și eu pe Ilie Păducel în periplul meu prin Petrila. Într-adevăr, m-a uimit cât de bine arată la vârsta dânsului. Părea și foarte în vână așa, dar nu știu, adică mie, dacă să scenariul pe care tu îl spui va deveni realitate, mie mi se pare că PNL-ul e pierdut total acolo. Nu, adică. E vorba de ce a declarat Ilie Păducel, acum știu... Totuși a făcut și Ilie Păducel ca și Curtean, n-au făcut scoruri bune, adică dacă Ilie Păducel făcea un scor cu 3 în față, îți dau un exemplu, ca să nu zic chiar cu 4, da? Ceea ce nu era destul de greu deja, dar cu 3 în față dacă ar fi făcut, sau hai cu 2 și să fie peste 25, aș fi zis că poate mai are un cuvânt de spus. Însă, nu știu, 16% parcă a făcut, nu cred că mai... criza asta de cadre despre care am mai vorbit, din păcate lovește și lovește sănătos. PNL-ul din Petrila și în general partidele trebuie să înțeleagă că a venit momentul să schimbe garniturile, pentru că altfel nu vor reuși. Și cum spuneam și data trecută și spuneai și tu în discuțiile de mai devreme, e greu să bați un primar în funcție. E de-a dreptul imposibil în multe locuri dintr-un singur tur. Dar dacă nici nu schimbi garniturile și nici nu vii cu oameni noi, cu oameni proaspeți, indiferent, că poate să fie și de o vârstă mai trecută, să zic așa, trecut de prima tinerețe, dar să fie proaspeți în politică, să vină cu discurs, pentru că exact despre asta e vorba. N-am văzut un discurs serios în această campanie și asta mă frapează. Adică niciunul dintre mari competitori n-au făcut diferența la discurs. Bine, chiar un competitor mi-a mărturisit în ziua alegerilor că de fapt îi se pare, și mie mi se pare, dar și el a susținut acel lucru, că de fapt a votat pensiile și salariile în Valea Jiului. Lumea intra în secția de votare și întreba unde, pe ce pagină sunt trandafirii, că mi-a mărit pensia, mi-a mărit salariul, uite, mi-a mărit pensia, unde sunt trandafirii să pun ștampila. Pe ce pagină? De asta nu interesa că era vorba de Vasile Jurca sau că era vorba de altcineva, păi interesa pensia și salariul. Bun, este și acest tip de a vota, dar există și oameni care pun ștampila în funcție de om. Pentru că la alegerile locale contează mai puțin pensiile și salariile. Poate salariile de prin primărie să conteze mai mult așa. Crede-mă că a fost un fenomen național. Cele de la spital, a fost un fenomen național.
Da, bun, dar zic, bun, și totuși PSD-ul nu se află în cel mai bun moment al lui, chiar dacă a crescut pensiile, chiar dacă a crescut salariile, adică... Bine, în Valea Jiului unde sunt pensii de 1000 de euro... Da, ziceai de nivel național de asta. Nu, în Valea Jiului sunt pensii de 1000 de euro, nu la nivel național. Mineritul nu a fost la nivel național, mineritul a fost bun, în Valea Jiului. Bun, pensii s-au mărit și în alte zone ale țării și totuși PSD-ul... Scârție în multe locuri și a pierdut orașe importante. Mări, dar totuși, hai să facem o adunare simplă. Hai să adunăm PSD plus Pro-România. Ce zici? Și să vezi că... nu dă foarte mult așa. Dă undeva spre 40%. Bun, gândește-te ce a fost în 2016. Nu, gândește-te ce a fost în 2016, când la parlamentare au luat 46%, adică hai că PSD-ul e departe astăzi de scorul ăsta și și-a mai pierdut și niște primare. În acum... 2016 era o perioadă după două mandate ale lui Traian Băsescu, două mandate otrăvitoare ale lui Traian Băsescu, în care lumea deja era sătulă de tot felul de mișmașuri și a vrut să legitimeze un PSD care să pună lucrurile la punct. Uite că... Eu am altă viziune și spun că în 2016 PSD-ul a câștigat acest scor pentru că PNL-ul n-a existat. Păi și de ce crezi că acum ar exista în afară de faptul? Nu, că atunci gândește-te că, amintește-ți că era doamna Gorghiu, conducea PNL-ul, l-a condus prost. Deci adu-ți aminte ce discuții și ce trăgănări au fost în ceea ce privea candidatul pentru primăria Capitalei, cu Marian Munteanu, cu toate alea. Deci atunci a fost un moment în care PNL-ul și-a dat singur cu levierul în genunchi și acest lucru a ajutat extraordinar de mult pe PSD-ul și a mai existat un fenomen în care cei care nu votau PSD-ul nu s-au mai dus la vot deloc. Și atunci PSD-ul a câștigat și știm istoria, știm ce s-a întâmplat, însă ce e de remarcat vis-a-vis de aceste alegeri locale este că PSD-ul a pierdut și primari, destul de mulți, am zis că peste 100. Sigur, o parte dintre ei au trecut înainte de alegeri la PNL, pentru că, iar aici, dacă e să vorbim puțin și despre corectitudinea și principiile din politică, PNL a anunțat înainte de alegeri că nu va lua niciun primar PSD, sau mă rog, cu mult înainte de alegeri. După între timp lucrurile s-au mai schimbat, știi? Adică au mai uitat de principii și au luat niște armate de primari de la PSD, i-au primit cu brațele deschise. Cu duium. Da, și atunci cred că lucrurile sunt cumva aici în acest fel. Însă ce e de remarcat e că totuși se simte nevoia unor altfel de politicieni și sigur, n-am nimic cu domnul Păducel, dimpotrivă e un tip extraordinar de simpatic, însă dacă PNL la Petrila va ieși tot cu domnul Păducel, garantat va mai avea un eșec de coadă și în cotinichea. Bun, la Consiliul Județean hai să o luăm cu capitala județului și să zicem că la Consiliul Județean la fel PSD-ul s-a impus, a câștigat în fanfar, are majoritate de plină, confortabilă, are președinte, are tot ce vrea. Acum, ce se va întâmpla cu restul partidelor în felul ăsta? Nu știu, PNL-ul a pierdut dezastruos, după părerea mea, și toată lumea cumva a crezut, sau mă rog, nu toată lumea, o mare parte a oamenilor a crezut că Adrian David va reuși de data asta să facă diferența. Eu am avut și informații și am și crezut de la început că nu va reuși. Pentru că a făcut și câteva erori de campanie, n-a avut suflul pe care eu l-aș fi așteptat de la el, n-a avut discursul pe care l-aș fi așteptat de la el. Și până la urmă pentru mine a fost destul de clar că nu va reuși. M-am așteptat și eu ca scorul cu care va pierde să fie totuși mai mare decât cel cu care a pierdut. Din păcate, lucrurile au arătat așa cum știți și cum știu telespectatorii că au arătat. Diferența este foarte mare. Domnul Nistor, cum spui, a câștigat în fanfar, PSD-ul de asemenea. Deși n-a strălucit nici la discurs, n-a strălucit nici la realizările din mandatul trecut, N-a avut mare atur și totuși a câștigat. Și totuși iar pensiile și salariile siderurgiștilor și minerilor au primat. Da, și cred că și altceva. Și primarul Băbăuțanu la Hunedoara acolo la fel a câștigat cu 7%. Și acum nu mai sunt siderurgiști. Păi sunt pensionari. Sunt pensionari, da. Bun, da, gândește-te că Băbăuțanu a venit în 2016 după un mandat al lui Viorel Arion, care nu mai știu acum câte lucruri s-au întâmplat, dar am înțeles că totuși domnul Băbuțanu este un tip
care a pus umărul serios acolo și eu am vorbit cu câțiva oameni din Hunedoara înainte de alege și mi-a spus că nu există niciun fel de premisă ca Băbățanu să piardă. Și dovadă că a câștigat tot așa la un scor uriaș. Scorurile acestea uriașe, cum să zic eu, sunt convins că le plac celor care le-au luat. Dar mie nu-mi dau așa o bucurie, pentru că arată că ceilalți sunt foarte slabi. Și niciodată nu vom reuși să schimbăm mare lucru dacă cei care trebuie să critique, așa zis și opozanți, sunt foarte slabi. Și dovadă că lucrurile au stat așa și am înțeles că eu nu cunosc personal pe domnul Băbuțanu, dar am înțeles că e un tip de toată isprava și că face lucruri bune acolo, ceea ce mi se pare un lucru important. Însă revenind la Consiliul Județean, ce se va întâmpla? Nu știu dacă se va întâmpla ceva spectaculos. Dacă au fost două partide în... Mandatul fostului președinte Mircea Bobor a fost o dezamăgire. Omul venea dintr-o pensionar, proaspăt pensionar dintr-o firmă privată germană. Chiar multinațională. Chiar multinațională. Venea cu niște... Avea cu mentalitate occidentală, dar... pe care n-a reușit să și-o... Pentru că altfel se joacă jocul la nivelul Consiliului. Județul Hunedoara e un județ greu. Și nu neapărat, dar altfel sunt jocurile. Cine nu e în temă cu jocurile de la nivelul Consiliului Județean e foarte complicat să... Eu cred că când spui jocuri... Nu știu ce, jocuri poate la vârful Consiliului, că vârful Consiliului, în Consiliul Județean, eu cred că lucrurile sunt așa cum povesteam data trecută, ca la ședințele Consiliului Local, adică ceva de genul, ridicăm mâna și plecăm repede acasă. Știi? Da, sunt niște bani în primul rând foarte mulți acolo care se cheltuie, sunt niște interese foarte mari, după cum bine știm, pentru că nu trebuie să ne ascundem și cu siguranță telespectatorii pot afla asta și cu siguranță urmăresc. Politica se face cu această încrengătură, cu politică, cu bani, cu interese, cu firme, cu lucrurile astea. Și, într-adevăr, sunt bani mulți, e o instituție mare, instituție cu buget pentru mare. Pentru că sunt bani mulți, de aia s-a inventat, de aia s-a și implementat, mai bine spus, funcția de manager județean, nu? Ca să fie cineva pe post de pușculiță să... Da, rezolve și problemele financiare. Da, și cred că din informațiile pe care le-am avut eu, Costel Avram și-a făcut simțită prezența acolo, în acea funcție de administrator public al județului, că city manager nu prea mai merge, să zicem, pe denumirea americană, pentru că nu e city, nu e oraș, e dita mai județul. Și-a făcut simțită prezența și am înțeles că există premise foarte bune, ca să nu spun de 100%, ca el să rămână în continuare pe acea funcție și chiar și sub președinția lui Laurențiu Nistor. Eu sper că Laurențiu Nistor va reuși să facă lucruri mai multe și mai bune decât a făcut cei care au fost după ce el a plecat în Parlament în 2016 și să facă ceva bun în județul ăsta. Acum mi-e greu să vă spun dacă va reuși sau nu va reuși, dacă va avea interes să o facă, pentru că știi ce se întâmplă, Cristi și dragi respectatori, când câștigi în fanfară, așa cum zici tu, după ce n-ai făcut mare lucru, nu prea-ți vine să te apuci să faci. Adică, da, așa pe zici de ani. Așa, da, nu, dar în general, gândește-te ca mentalitate, adică dacă am câștigat și așa, de ce să mă mai agit? De ce să mai fac în plus? De ce să-mi dau eu singur de lucru? Știi că e o vorbă românească. Dăm lucruri lui Costel, dacă nu trebuie să facem. Dar totuși că facem noi dacă e... Acum, oportunitatea este foarte mare. Se vorbește de bani europeni foarte mulți care urmează să vină în Valea Jiului, care începe un nou exercițiu bugetar în 2021. Eu zic că premise sunt. Acum, putere de muncă să fie și echipe bune de scris proiecte, pentru că senzația mea este că și aici sunt probleme. Nu peste tot echipele departamentelor care ar trebui să scrie proiecte sunt foarte bune. Și atunci e destul de greu să scrii proiecte bune, pentru că știi cum e, cu fiecare exercițiu bugetar și exigențele au crescut, și dorința de a aduce bani mulți, acum
acum se vorbește de sute de milioane de euro deja. Adică să scrii un proiect de 100 de milioane de euro, eu zic că trebuie să-l cam scrii bine, să cam fie scris ca la carte. Și atunci nu știu dacă sunt atât de mulți cei care sunt în stare să scrie astfel de proiecte. Și dacă ei sunt în aceste instituții. Pentru că și prin primării, cam birourile astea de scris proiecte s-au cam umplut de pile, de relații, de amante, de mai știu eu ce, și mai puțin de profesioniști. Sunt și câțiva profesioniști, pentru că nu poți să faci numai cu umpluturi, dar cred că sunt totuși minoritari. Și atunci aici e, mi se pare, provocarea supremă a mandatului și la Consiliul Județean și la primării. Nu fac grijă pentru Laurențiu Nistor că nu o să aibă cine să cheltuiască banii județului. Nu, eu vorbeam să aducă niște bani, adică să aducă niște bani europeni. Dar bani, de exemplu, domnul Costel Avram se pricepe să aducă și bani, să-i și cheltuiască. Acum, dacă va fi ocupat și cu Consiliul de la Petroșani, poate nu mai are atât de mult timp. Nu? Că totuși va trebui să vină mai des și pe la Petroșani. Mai ales dacă se adeverește ceea ce am spus și data trecută, că se vorbește în târg de o reformare a organizației. Pentru Consiliul Județean, pentru Consiliul Local Petroșani, Costel Avram e doar așa o glumă pentru Costel Avram, chestia asta, pentru că... Păi nu, dar probabil că se gândește la un viitor, la o nouă candidatură în 2024. A fost o ambiție de o etapă, o ambiție de etapă, etapa a trecut, din păcate pentru el a pierdut și nu cred că peste 4 ani va mai insista pe aceeași... Nu știu, uite, de exemplu, idee. Discutam zilele trecute, că tot despre reformă și contrareformă, există și o carte celebră, se discută și la Vulcan, tot în PSD. Între timp, față de discuția noastră de săptămâna trecută, a reînviat, și un cuvânt cam dur să zic așa, a reapărut Gheorghe Ile, care vine acum cu pretenția de a fi el noul viceprimar din partea PSD. Pentru că postul de primar tocmai s-a judecat, nu mai poate emite pretenții și acolo, și încearcă să își facă acest joc din postura de încă șef a organizației PSD din Vulcan. Ori eu cred că acolo mi se pare mai clar meciul între trecut și viitor. Pentru că jocurile s-au făcut cumva fără Gheorghe Ile, fără să fie nici întrebat, cred. Acolo a jucat un rol și senatorul Resmeriță, care a și fost prezent la celebra conferință. Apropo, între timp știi că a devenit celebră conferința aceea, se vorbește foarte mult despre ea. Și pentru că marchează o întâmplare care e de o prostie rară, după părerea mea, dar sigur că fiecare are dreptul să creadă ce vrea. Și mă întorc la PSD și spun că acum se joacă, sau urmează să se joace și acolo acest meci, pentru că dacă Gheorghe Ile va reuși să se impună ca viceprimar din partea PSD-ului, vor trebui să se întâmple niște lucruri. Să se retragă doamna Malvine Soca și să ceilalți care au fost parte în acel meci atunci cu senatorul Resmeriță și cu Cristi Merișanu, nou primar, și ceilalți care au mai fost la masa respectivă, să își redefinească pozițiile. Cumva. Și atunci rămâne foarte interesant momentul în care se va face această investire la Vulcan. Între timp a apărut și un alt competitor pentru postul de viceprimar, dar rămânând la PSD, acolo, cum am și spus mai de mult, acolo se joacă prima dată, după părerea mea, mai repede decât la Petroșani, meciul între reformator și retrograz. Adică Gheorghe Ile pare că mai vrea să mai spună încă, să-și mai facă simțită prezența acolo, și nu-mi dau seama, neștiind nici foarte bine organizația de acolo, dacă are cine să-l pună la punct. Da. Să trecem un pic și pe la Hațeg, dacă tot am luat-o spre nordul județului. La Hațeg s-a câștigat la câteva zeci de voturi, mari suspiciuni de fraudă, mari suspiciuni, bine, așa cum de altfel și sunt și la București mari suspiciuni de fraudă, se pare că nici până în momentul ăsta nu există primar la sectorul 1, dar... Da, am înțeles că a fost invalidată, doamna. A fost invalidată, exact, și
Nu se știe, e totul plătește într-o ceață, într-o ceață densă. Bun, deci da, până la urmă a câștigat domnul Timiș, înțeleg, nu? N-a câștigat domnul Timiș, nu știu, informațiile au fost contradictorii de acolo. Nu. Dar cine a câștigat? Domnul Pușcaș? Da, exact. Domnul Pușcaș. Da, domnul Pușcaș. La câteva zeci de voturi, da, eu înțelesesem, cu mari suspiciuni de fraudă. Pe surse, la un dat, înțelesesem, n-am avut mari preocupări la Hațec, din păcate. Înțelesesem la un dat că era în pole position domnul Timiș. Eram, exact, tocmai. Între timp lucrurile s-au schimbat. Eu l-am văzut o dată pe domnul Pușcaș. N-am vorbit cu el. Un ilustru necunoscut, venea din sistemul bancar. Înțeleg că a avut garanția aplicată, știi, că îți aduce aminte când în București erau acele afișe cu doamna Andronescu și era ca o ștampilă, așa garanta Vanghelie. Îți amintești afișele? Acelea au rămas epocale și cred că în manualele de comunicare politică... Care, din păcate, garanta Vanghelie... Bun, între timp lucrurile s-au schimbat, dar atunci, de seama, Dita Mai, rectorul de la Politehnică, era garantat de domnul Vanghelie, care abia și-a dat bacalaureatul, nu știu, la 40 de ani sau ceva de genul ăsta. Bun, întrucându-mă la domnul Pușcaș, domnul Pușcaș și garantat domnul Goia, fostul primar, care a ieșit din joc, a câștigat, nu știu cum arată majoritatea acolo, probabil că nu foarte bine, dacă zici că s-a câștigat la câteva zeci de voturi. Vezi cum e aici, iar o chestiune care mă face să mă întorc la ce tot am spus. Și acolo, din moment ce eu n-am știut exact cine a câștigat, deși sunt totuși un tip mai informat decât marea majoritate a cetățenilor, prin prisma ceea ce fac în fiecare zi, și totuși n-am. Arată că totuși undeva există o fractură comunicațională, știi? Pentru că altfel ar fi trebuit, eu cred că l-am și pe Facebook ca prieten pe domnul Pușcaș, ar fi trebuit să vedem acolo niște artificii, niște ceva, nu știu, a fost o poză nouă a domnului Pușcaș, într-adevăr. Poză din asta așa mai din profil cumva. Dar atât, adică nu, n-am văzut să zic că am câștigat, mulțumesc, ceva de genul ăsta. Adică cumva să... Poate nici lui nu-i vine să crede. Să ajungi la urechea omului, știi? Până la urmă aici e marea miză. Din păcate, n-am, discret așa. Și dacă tot ai zis de Hațec, uite, aș mai spune un victorios, să zic așa, domnul Iovănesc de la Călan, care a câștigat și el. Am înțeles că acolo nu e vorba de 10, e vorba de sute de voturi. Totuși, într-un oraș ca și Călan, 100 de voturi nu e chiar puțin, știi? Dar, nu știu, vezi că sunt interesant cum e și județul, știi, dacă e așa. Dacă domnul Iovănesc, de la ce partid era? De la PNL. La PNL, păi... Parcă el tot a și fost. Cred că nu știu. Mandat. Da, are foarte multe mandate, dar e un tip, l-am cunoscut, e un tip hotărât, așa, un om de, nu știu, de forță mi s-a părut de când l-am văzut prima dată. Însă, asta vreau să spun, interesant cum e împărțit și județul nostru. Avem partea PSD în Valea Jiului, avem în rest multe... Nu, avem PSD la Brad, avem PSD. Nu, nu, aia zic, și undeva în nordul județului, acolo avem la Brad de asemenea PSD. Dar în rest, multe orașe sunt, nu, dar mă refer venind încoace, de la Deva încoace, aici sunt mai mult administrații liberale. Nu, nu. Și ajungând până la... Nu aș spune, uite, o surpriză la Bănița. La Bănița, la Bănița, acolo mă gândeam și... La Vulcan, la fel cu Merișanu, PNL-ul stă cam prost în județul ăsta, stă chiar rău. Da, pentru că n-a știut să-și, după părerea mea, domnul Hiuș, de asemenea, îl cunosc și nu vreau să creadă cineva că am ceva cu el. Sau. Mi s-a părut că a fost un lider slab și chiar a fost, adică nu... Bun, acum, pe cine vezi lider în locul lui Hiuș trecând la... Nu știu, și ca să, da, să închid ceea ce am început la începutul emisiunii, eu cred că până la urmă doamna Vetuța Stănescu se va pune pe un loc important, pentru că acum îi dă mâna, e lider de organizație. Nu știu, eu cred că va rămâne doamna Stănescu, dacă va reuși să țină lucrurile în mână, și am înțeles că alegerile sunt undeva anul viitor, prin primăvară, ceva de genul ăsta, alegerile interne în PNL. Deci are tot timpul. Dacă va face un scor bunicel la alegerile parlamentare, atunci cred că va rămâne dânsa. Dacă nu... Nu știu, ce poți să ne spui de doamna Stănescu, că chiar nu, în afară de faptul că e secretar de stat, nu știa mai nimic. A fost ceva manager la Spitalul Județean la un moment dat, mi-aduc aminte, acum mulți ani,
că a fost Consiliul Județean, a avut o prezență ștearsă de-a lungul anilor. Nu știu cum, ce a recomandat-o sau cine a recomandat-o și aici am cumva... Ca să nu spune vocea și talentul că e... Nu. Gândeam la domnul Hiuș, poate domnul Hiuș a împins-o. Secretar de stat la Ministerul Dezvoltării, acolo am mai văzut-o niște poze, însă nu, n-a rupt gura și am văzut-o în conferința de presă de la Petrușani, neexersată din punct de vedere al discursului în fața jurnaliștilor, timorată... cu multe bâlbe. Eu am discutat cu dânsa vis-a-vis de temele pe care le-am spus mai devreme și mi-a răspuns. Pe internet am făcut acest lucru. Și mi-a răspuns, a fost deschisă față de mine. Nu... A vorbit, ok, adică a vorbit, mă rog, a scris, că a fost înscris și am rămas așa, cu o impresie bună. Șansa dânsei este să nu se lase înduplecate de cântecul de lebădă a lui Dănuț Anghel de la Vulcan, de exemplu, care a încercat într-o emisiune la o televiziune online să se scoată cumva, ceea ce a făcut Dănuț Anghel, după părerea mea, care nu sunt lider PNL, este impardonabil nu la ideea de politică, la ideea umană, adică dacă se spune pentru o linie că n-ai ce să cauți într-un loc, tu să te duci acolo, mi se pare... Bun, el a încercat să o dea cotită, încercând probabil să o înduplece pe doamna Stănescu sau cine mai participă la deciziile pe care le au acolo. Dacă va trece cu forță peste povestea cu Vulcanul și va reuși să facă și un rezultat bun la parlamentare, poate are o șansă să fie lider în continuare. Îi recomand, dacă se uită sau dacă ne ascultă, să lucreze mai bine la comunicare. Și dânsa este printre cei care trimit comunicate fără titlu. Adică, eu înțeleg că oamenii sunt dorni să spună lucruri, dar totuși trebuie făcute bine. Un fenomen greu de înțeles pentru mine și neplăcut în același timp, pentru că îmi pusese în speranțele și eu... Pentru că, până la urmă, și noi suntem alegători și noi avem dreptul la opinii politice, chiar dacă nu ni le exprimăm în emisiune în mod transparent, dar la Simeria a fost o neplăcută surpriză pentru mine, faptul că Emil Râșteiu a pierdut fotoliul de primar într-un mod, pentru mine, total, nu știu, nu găsesc cuvintele. Nu știu, și poate sună laud, așa, eu am avut informații de foarte multă vreme că există șanse bune ca domnul Râșteiu să piardă la Simeria. Din păcate nu sunt în anturajul domnului Râșteiu ca să-i fi putut transmite acest lucru și să fi fost atent. Da? Eu îl cunosc și pe domnul Bedea, l-am cunoscut în alte circunstanțe, nu cele politice, și mi-a lăsat o impresie bună. Acum, sigur că una e să fim oameni și alta e să fim politicieni, era o vorbă celebră, dar eu cred că va face lucruri bune. Interesant, apropo, ca să închidem puțin cercul, dacă mai avem puțin timp. Mai avem, nu știu, 2 minute. Interesant e ce se va întâmpla și la USR, și atât pe județ, cât și în diferite locații, de exemplu în Petroșani. Pentru că rezultatele sunt sub așteptări, după părerea mea. Nu știu, cred că au băgat 2 consilieri județeni, ceva de genul ăsta. La Petroșani n-au reușit să intre în Consiliul Județean și mie mi se pare un semnal destul de rău, pentru că USR-ul a stat foarte bine în județ la nivelul votului politic. Nu o cunosc pe doamna Poliana Hangan, cred că se numește, nu o cunosc personal, dar cred că cineva ar trebui să se ocupe și de dânsa acum și să se întâmple o mișcare și acolo. Pentru că, și atâta, mai vreau să spun, principiul acesta, pierzătorul lasă funcția liberă, mi se pare sfânt în politică. Din păcate există și locuri și organizații și partide în care acest lucru nu se respectă și de câte ori nu s-a respectat, a dus la pierzanie. Bun, hai să lăsăm lucrurile în coadă de pește și să ne luăm cumva o promisiune față de telespectatori că vom face și a treia emisiune referindu-ne în acea emisiune la alegerile pe plan național, pentru că vreau să tragem o concluzie și la nivel înalt, să vedem ce se întâmplă la București. Timpul emisiunii s-a cam epuizat. Ce să vă spun,
alegerile mi-au creat așa, mi-am lăsat așa ca o, ca o ceață densă în care, nu poți să pătrunzi, nu poți să vezi prea departe prin ceața asta. Sper să această ceață să se limpezească în scurt timp. Domnilor și domnilor, asta a fost emisiunea în această seară. Ne revedem și mâine începând cu orele 18 la Capitala Special. Până atunci, vă doresc numai bine.